Vă salut și ca în fiecare sfârșit de săptămână vă voi propune să vă gândiți la o nouă întrebare, dar nu înainte de a vă da răspunsul la întrebarea de săptămâna trecută. Să revedem întrebarea. Circumferința cilindrului este de 4 cm. Lungimea lui este de 12 cm. Distanța dintre spire este constantă de-a lungul sârmei. Și, în fine, sârma a fost înfășurată de exact 4 ori. Cunoscând aceste lucruri, întrebarea este ce lungime are sârma? Așa cum v-am spus, răspunsul la întrebare se poate găsi destul de ușor, deși la prima vedere e nevoie de cunoștințe de geometrie în spațiu și de matematică, pentru că sârma înfășurată pe cilindru are o extindere în 3 dimensiuni. Dar există metode, și azi vă voi arăta două, prin care putem transforma întrebarea care se referă la un corp tridimensional la o întrebare care se referă la o figură geometrică plană. Aceste metode se bazează pe ceea ce în geometrie numim proiecții ale unei suprafețe pe o suprafață plană. Și anume ne folosim de faptul că o suprafață cilindrică poate fi proiectată pe un plan deformând identic toate formele și ariile de pe suprafața respectivă. Ceea ce nu se poate face cu alte suprafețe, de pildă cu suprafața unei sfere și deci nici cu a Pământului, pentru că forma Pământului este foarte apropiată de forma unei sfere. Din această cauză, suprafețele țărilor, continentelor, mărilor de pe hărțile Pământului apar pe hartă cu atât mai mari, cu cât sunt mai aproape de poli. Poate că voi vorbi cândva despre acest lucru. Deocamdată, ca să vă conving, vă rog să comparați pe hartă suprafața Groenlandei cu suprafața Africii. Suprafața Africii pare să fie de vreo 2 ori mai mare decât suprafața Groenlandei pe hartă. În realitate, suprafața Africii este de aproximativ 14 ori mai mare decât suprafața Groenlandei. În cazul unei suprafețe cilindrice însă, proiecția ei pe un plan se poate face păstrând raportul dintre formele și ariile de pe suprafața respectivă, așa că ne vom folosi de acest lucru. Prima metodă este următoarea. Am aici un cilindru pe care am trasat linia pe care s-ar găsi o sârmă înfășurată simetric de 4 ori pe toată lungimea cilindrului. Voi tăia acum suprafața cilindrului de-a lungul dreptei care conține capetele sârmei. Și acum voi întinde această suprafață și observați, vă rog, că sârma a fost tăiată în 4 bucăți. De ce 4? Pentru că a fost înfășurată de 4 ori. Prin deformarea suprafeței, astfel încât să devină plană, am obținut, deci, ceea ce vedeți aici. Să ne folosim în continuare de desenul acestei suprafețe pentru a calcula lungimea sârmei. Acum se vede foarte bine în desen că tăind cilindrul de-a lungul dreptei care conține capetele sârmei, am tăiat sârma în 4 bucăți egale, pentru că a fost înfășurată de 4 ori. Asta înseamnă că dacă putem găsi lungimea unei bucăți, o înmulțim cu 4 și găsim lungimea totală a sârmei. Să ne uităm la dimensiunile de pe desen. Știm că lungimea cilindrului este 12 cm. Știm că circumferința lui este 4 cm.
deoarece sunt patru înfășurări echidistante ale sârmei pe cilindru, înseamnă că distanța dintre două bucăți de sârmă trebuie să fie de 3 cm, 12 împărțit la 4. Și acum să ne gândim la triunghiul marcat pe desen cu roșu. Este dreptunghic și are catetele de 3 cm, respectiv 4 cm. Ipotenuza lui este și ea marcată cu roșu și este de fapt una dintre bucățile de sârmă, dintre cele 4 bucăți de sârmă. Cei care au avut de-a face cât de cât cu geometria știu că un triunghi dreptunghic care are catetele cu lungimile 3 și 4 are ipotenuza cu lungimea 5. Dar să ne folosim de teorema lui Pitagora ca să demonstrăm acest lucru. Teorema spune că într-un triunghi dreptunghic, suma pătratelor lungimilor catetelor este egală cu pătratul lungimii ipotenuzei. Adică în cazul nostru, 3 la pătrat plus 4 la pătrat este egal cu lungimea pe care o căutăm la pătrat. Și asta înseamnă că lungimea respectivă la pătrat este 25, deci lungimea unei bucăți de sârmă este 5. Pentru că radical din 25 este 5. Fiecare bucată de sârmă are lungimea de 5 cm, ceea ce înseamnă că lungimea totală este de 4 ori 5 cm, adică 20 de cm. A doua metodă. Priviți ce se întâmplă dacă înfășor un triunghi dreptunghic, a cărui ipotenuză a fost marcată cu negru, pe o suprafață cilindrică. După înfășurare, ipotenuza arată exact așa cum arăta și sârma înfășurată pe cilindru. Așa că putem considera că în loc să înfășurăm sârmă, am înfășurat un triunghi dreptunghic pe cilindru, așa cum vedeți în acest desen. Să presupunem că triunghiul are baza egală cu lungimea cilindrului și că se înfășoară de exact 4 ori, așa cum era și în cazul sârmei. Înseamnă că ceea ce trebuie să găsim este, de fapt, lungimea ipotenuzei acestui triunghi. Pentru că acea lungime este, de fapt, egală cu lungimea sârmei, cu lungimea pe care o căutăm. Ce dimensiuni are acest triunghi? Cateta de jos este, am spus deja acest lucru, egală cu lungimea cilindrului, adică 12 cm. Dar cealaltă. Gândiți-vă că am înfășurat de 4 ori triunghiul. Înseamnă că am parcurs de 4 ori circumferința cilindrului, care are lungimea de 4 cm. Ceea ce înseamnă că cealaltă catetă trebuie să aibă lungimea 4 ori 4 cm, adică 16 cm. Să aplicăm și în acest caz teorema lui Pitagora, ca să găsim lungimea ipotenuzei. Vedeți, 12 la pătrat plus 16 la pătrat trebuie să fie egal cu pătratul lungimii pe care o căutăm. 12 la pătrat este 144, 16 la pătrat este 256 și suma acestor două numere este 400. Ceea ce înseamnă că lungimea este 20 de centimetri, pentru că radical din 400 este 20. 20 ori 20 este egal cu 400. Am obținut, deci, același rezultat și prin a doua metodă, ceea ce ne arată că ambele metode sunt corecte. De fapt, ele nu sunt decât variante ale metodei proiecției suprafeței cilindrice pe o suprafață plană. Sper că nu v-a dezamăgit faptul că a fost nevoie de un pic de matematică pentru a găsi răspunsul. Fără matematică n-am cunoaște răspunsul la foarte, foarte multe întrebări. Doar două persoane au dat răspunsul corect, Dumitru Antonie, care a descris chiar ambele metode de rezolvare, și David Magda, care a găsit răspunsul folosind prima metodă pe care am descris-o,
chiar tăind efectiv, practic, suprafața unui cilindru de-a lungul dreptei care conține capetele sârmei, exact așa cum v-am arătat și eu. Pentru întrebarea de azi, n-aveți nevoie de nici un pic de matematică. Să vedem! Întrebarea de azi este legată de un foarte simplu experiment. Acest playlist este despre știință și logică, iar știința se bazează pe observație și experiment. Așa că, din când în când măcar, vă voi propune să faceți și câte un experiment. Pentru experimentul de azi aveți nevoie de două lucruri. Un chibrit și o stea. Da, ați auzit bine? Aveți nevoie de o stea. Din fericire, în fiecare noapte senină, stelele sunt pe cer, așteaptă să le folosim pentru a face experimente sau observații. Să sperăm că până la următorul sfârșit de săptămână veți prinde măcar o noapte senină. Vă propun deci să faceți următorul experiment. Ieșiți noaptea din casă, având grijă să aveți un chibrit la îndemână. Atenție, pentru ca experimentul să reușească, trebuie să găsiți un loc cu cât mai puțină poluare luminoasă. Un loc cât mai întunecos, unde să ajungă cât mai puțină lumină de la becuri sau alte surse artificiale de lumină. După ce ați găsit locul întunecos, alegeți-vă o stea. Oricare. Dacă vreți una mai strălucitoare, dacă vreți una mai puțin strălucitoare, n-are importanță. Apoi, închideți un ochi și uitați-vă la steaua pe care ați ales-o, încercând cu gămălia chibritului să blocați lumina care vine de la stea. Și veți vedea că se întâmplă ceva foarte interesant. Deși gămălia chibritului se vede mult mai mare decât steaua, de fapt steaua nu este decât un punct luminos, nu veți putea opri lumina care vine de la stea. Nu voi descrie în amănunt ceea ce veți vedea, pentru că vreau să vă motivez să faceți experimentul, dar credeți-mă că va fi interesant. Iar întrebarea este, de ce, deși gămălia se vede mult mai mare decât steaua, ea nu poate să oprească lumina care vine de la stea? Succes în experiment și în găsirea răspunsului! La revedere!